Bună ziua, bun găsit la Sănătatea FM, sunt Ioana Hașu. Pe 1 decembrie nu a fost doar Ziua Națională a României, ci și Ziua Mondială de Combatere a HIV-SIDA. Nu a trecut neobservată pentru că și în România și la București au fost o serie de evenimente care au marcat ziua, motiv pentru care am decis să dezbatem tema și astăzi în emisiune. Doi invitați în ediția de astăzi, doamna dr. Mariana Mărdărescu, coordonatoarea compartimentului de evaluare și monitorizare a infecției HIV-SIDA în România, Institutul Matei și mulțumesc că sunteți aici. Vă mulțumesc pentru invitație. Și domnul Iulian Petre, un oaspete mai vechi al emisiunii, directorul UNOPA, Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV-SIDA. Mulțumesc din nou că ați acceptat invitația. Bine v-am regăsit. Haideți să vorbim un pic despre chestiunile medicale. Știu că ați prezentat într-o conferință de presă foarte recent, doamna doctor, o serie de date noi privind persoanele afectate de HIV-SIDA în România și care e acum situația. Bună ziua și mulțumesc încă o dată pentru amabila noastră invitație și aș începe prin a puncta întâi ce se petrece în lume. Începând cu data de 24 noiembrie, Națiunile Unite pentru SIDA și 26 noiembrie, Centrul de Control al Datelor de la Stockholm au dat publicității ultimele date la nivel mondial și întotdeauna când vorbim despre o țară, este bine să vedem unde se situează țara respectivă din punct de vedere epidemiologic. Datele Națiunilor Unite pentru SIDA și al Centrului de Control al fenomenului HIV-SIDA și bolilor cu transmitere sexuală de la Stockholm se referă la sfârșitul anului 2014, respectiv 31 decembrie 2014, iar eu vă voi prezenta datele din România la 30 septembrie 2015. Cu alte cuvinte, înregistrarea datelor în România și publicarea lor se face periodic de cel puțin două ori pe an. De altfel, putem să accesa și site-ul Institutului, unde toate informațiile sunt practic la zi. Dar revenind, din punct de vedere al datelor internaționale, la sfârșitul anului trecut, Națiunile Unite pentru SIDA numărau un număr de 36 de milioane de persoane aflate în viață, cu o marjă de la 34 la 41 de milioane. În același timp, ar fi bine de reținut următorul lucru, că pentru viitorii ani, anii 2020-2030, se dorește să se ajungă undeva către zero cazuri noi. Deci, cu alte cuvinte, zero transmitere, zero cazuri noi, zero discriminare, zero decese sau, altfel spus, de fapt, 90% din populația care se află în momentul de față în evidență la nivel planetar, să fie cunoscută, să beneficieze de tratament antiretroviral și în același timp să se facă testarea vis-a-vis de populația la risc și de ceea ce este important pentru fiecare dintre noi. Este bine de știut de asemenea că la sfârșitul anului trecut au intrat în evidențele mondiale un număr de peste 2 milioane de persoane afectate HIV-SIDA, adulți 1,8 milioane și copii sub 15 ani 200 de mii, mulți dintre ei având același statut de transmitere de la mamă la copil, deci cu alte cuvinte transmitere materno-fetală. Europa. A fost întrebată la conferința de presă de săptămâna trecută ce s-a întâmplat în Europa. Și dacă în Europa vorbim de o stabilitate, de creștere sau de descreștere a numărului de cazuri și dacă putem să privim cu foarte mare încredere către anii 2020-2030, sunt absolut convinsă că și dumneavoastră v-ați uitat pe informațiile europene și care spun următorul lucru, că Europa a înregistrat numărul cel mai mare de cazuri în ultimii ani, în ciuda eforturilor extraordinar de mari făcute din punct de vedere al ideii de cunoașterea fenomenului epidemiologic în fiecare țară, de testare în funcție de grupele la risc, cunoscute sau mai puțin cunoscute și tratament. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în partea de est a Europei. România, și acum ajungem încet încet la România, se află în centrul Europei din punct de vedere al numărului de cazuri, atât cazurilor noi și cazurilor vechi, cu ceea ce se cheamă în continuare incidență, deci număr de cazuri noi relativ scăzut și prevalență total de cazuri cu total cazuri scăzute, alături de Ungaria, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia. Ca să înțelegem ce se întâmplă în România, este bine de știut că pentru zona centrală europeană, calea principală de transmitere de data aceasta este cea heterosexuală, foarte interesant, încet, încet are loc o schimbare, dacă vreți, al tipului de comportament și al trendului în ceea ce privește transmiterea. Deci heterosexual 24%, bărbați sex cu bărbați 28%, consumatori de droguri
mă refer strict la centrul Europei, unde se regăsește și România, drogul pe cale intravenoasă 5,4% și transmitere materno-fetală de la mamă la copil 1%, foarte, foarte puțin. De altfel, legat de acest ultim aspect, depinde, după părerea mea, în calitate de om care văd aceste informații de ani de zile, depinde dacă vreți viitorul, pentru că ideea este ca în viitor, următorii ani, să asistăm la o descreștere dramatică a cazurilor de transmitere a infecției HIV de la mamă la copil, deci acest lucru ce presupune? Mama neinfectată, mama testată, mama cunoscută, mama tratată, copilul care beneficiază de profilaxia transmiterii de mamă la copil și, cu alte cuvinte, copilul expus neonatal HIV, dar neinfectat. Bun. Foarte rapid ce s-a întâmplat în România. La data de ultimele date, ultimele informații statistice sunt cele de la 30 septembrie 2015. Au fost înregistrat un număr de 474 de cazuri noi, relativ puțin pentru această perioadă anului, dar datele finale se evaluează și se face o analiză la nivel național la sfârșitul anului respectiv, în perioada 31 decembrie, 31 ianuarie 2016, 31 decembrie 2015, ianuarie 2016. Mai sunt câteva luni care vor fi. Sigur că da, care sunt definitorii, pentru că apar ultimele informații de la nivelul centrelor pe care le, de la nivelul centrelor regionale de supraveghere. Ca și număr de cazuri, ca și trenduri, foarte important pentru România, pentru că sunt sigură că, de fapt, asta ar fi o altă întrebare, și vis-a-vis de ceea ce am relatat anterior, apropo de ce se întâmplă ca și cazuri de transmitere, ca și riscuri de tip comportamental pentru centrul Europei, în România, calea principală de transmitere rămâne cea heterosexuală, cu 57% din cazuri, respectiv 271 în valoare absolută. Peste jumătate. Peste jumătate, dar ceea ce este foarte important, că această cifră este relativ constantă de ani de zile, deci din ultimii ani. În jurul cifrei 450-500 de cazuri noi, ceea ce este însă nou, începând cu anul 2010, dar mai ales 2011, creșterea numărului consumatorilor de droguri, în general pe cale intravenoasă în România, și în același timp un număr destul de important de persoane depistate seropozitiv HIV din această categorie la risc, respectiv 15% la 30 septembrie 2015, 103 cazuri. O altă cale de transmitere, bărbați sex cu bărbați, 70 de cazuri, 15%, trend ușor în creștere în ultimii ani, iar în ceea ce privește calea de transmitere de la mamă la copil, cea pe care v-am menționat-o anterior ca și importanță, după părerea mea, absolut deosebită la nivel european, dar mai ales la nivel mondial și mai ales pentru zonele, continentele unde acest lucru este extrem de important. În România rămânem undeva la sub 5% ca și frecvență din cazurile nou înregistrate. În momentul de față, 2,5% din cazurile noi. Dar, aici intervine un dar, cele 12 cazuri înregistrate la nivel național, din păcate, sunt cazuri de copii care au statutul de infectat, de la bun început depistat, și acest lucru putem face de ani de zile în România, adică să aflăm statutul nou-născutului de la început, în special din copiii mamelor consumatoare de droguri care au fost depistate târziu. Și nu pentru faptul că partea medicală nu a mers către acest factor de risc, ci pentru că în momentul în care s-a aflat chiar de statutul de seropozitivitate HIV, femeia nu a accesat serviciile de sănătate, nici cum să meargă către un medic care să-i supravegheze sarcina, iar testarea a fost făcută în maternitate. Aici intervine un alt factor, educația. Aici intervine un, da, aici mentalitatea, intervine, exact. Aici intervine un lucru extrem de delicat, pe care eu l-aș intitula ca o schimbare a tipului de comportament pe care l-am sesizat în ultimii ani la populația tânără, și ceea ce ar mai fi foarte important, un lucru foarte interesant de punctat. În România, sunt absolut sigură, noastră care realizați emisiuni de ani de zile, știți că lucrăm cu două tipuri de epidemii. Și anume, epidemia cunoscută de la sfârșitul anilor 89, începutul anilor 90, dar mă rog, 89, sfârșitul anilor 90, care sunt majoritari în momentul de față, reprezintă foarte interesant peste 60-65% din populația pe care noi avem în grijă, ceea ce înseamnă că în momentul de față infecția HIV cu tratament este infecția supraviețuitorilor de lungă durată, al bolnavilor
cronică. Deci, cu alte cuvinte, infecția HIV a devenit o boală cronică și a supraviețuitorilor de lungă durată. Este un tip de epidemie. Ceea ce s-a întâmplat mai nou a fost schimbarea tipului de comportament și alături de calea și așa numită cale de transmitere heterosexuală pe care v-am menționat-o și care rămâne practic constantă, stabilă în ultimii ani, a apărut această nouă cale de transmitere a consumatorului de droguri pe cale intravenoasă, care prezintă o schimbare a tipului de comportament pentru populația tânără și, foarte interesant, deși România, din punct de vedere a incidenței și prevalenței, se află încă într-o zonă relativ scăzută, deci cu alte cuvinte ca număr de cazuri noi, numărul cel mai mare, aproximativ 20 sau 22% din cazurile depistate pe grupa de vârstă 15-24 de ani în centrul Europei se regăsește în România, adică la populația tânără. Ce înseamnă acest lucru? Cred că aici m-aș întoarce către colegul meu de la UNOPA și mi-aș pune o întrebare vis-a-vis de un anume tip de educație ca și tip de comportament. Vă rog, domnule Petre. Doamna doctor va mi-a dat o direcție. Vorbim de tineret, vorbim de educație și vorbim de lipsa programelor de informare și educare, practic începând cu intrarea României în Uniunea Europeană. În acel moment, toți finanțatorii, din mari finanțatori din străinătate s-au retras. România a rămas singură și să-și facă aceste programe de informare, educare, conștientizare. Lucrurile au scăzut dramatic și cred concret că... Concret nu le-am mai prea făcut. Se mai fac. Sunt inițiative punctuale, mai au și direcțiile de sănătate publică o inerție a vechilor programe, dar nu au finanțare. Statul trebuie să intervină în major, să înțeleagă că dacă investește în prevenire o sumă decentă de bani, va scuti foarte mulți bani de tratament peste, nu foarte mulți ani, peste câțiva ani. Deja lucrurile se văd, efectele lipsei de educație, lipsa de intervenție direct în rândul grupurilor la risc, astfel încât să putem salva oamenii, să-i putem proteja, să-i învățăm să se protejeze singuri. Lucrul ăsta se poate face în școală, se poate face în comunitate, trebuie să-l facă și mass media. Practic toți suntem responsabili în primul rând de sănătatea noastră, dar dacă îi învățăm și educăm pe ceilalți cum să se protejeze, ne îngrijim sănătatea noastră a tuturor. De ce se întâmplă la un nivel atât de mic încă în România, după atât de mulți ani totuși de la aderarea europeană? E nevoie de formare de formatori, e nevoie de campanii, pentru că sunt multe direcții, de la școli, la dezbateri publice și așa mai departe, dacă vorbim doar de informare. Și sigur că e nevoie de bani în spate, dar iarăși un calcul economic, bani se cheltuiesc și pentru tratament. Prevenția ar scuti banii de tratament. Deci prevenirea a rămas în continuare numărul unu, evident și tratamentul, pentru că discutăm de o boală, deja de o boală cronică, da? Dar aș veni aici totuși cu o mică, n-aș putea să spun neapărat completare, dar poate aș da o mică altă interpretare. Și anume, din punctul nostru de vedere, legat de programele de prevenire, începând cu anii 2007, 2008, 2009, 2010, orientarea, mă refer la, pe partea, haideți să spunem, de prevenire, a fost în mod deosebit către femeie, dacă mi-aduc eu bine aminte, și anume către femeie și mai ales către femeia la vârsta fertilă și către femeia gravidă. De ce? Pentru că în România, încă o dată, absolut unic, pe piramida vârstelor, rata pe grupa de vârstă, inițial 15-24 de ani, acum am mers undeva pe grupa de vârstă 20-24 și foarte interesant, în ultimele luni am schimbat 25-29, rata bărbați-femei este de 1 la 1, absolut unic. De ce? Pentru că este vorba de supraviețuitorii de lungă durată, încă o dată, de la sfârșitul anilor 89, ceea ce înseamnă că un număr mare de persoane tinere, aflate în momentul de față, în viață, în tratament, într-o supraveghere medicală, ajung să-și întemeieze un cuplu. Femeile doresc să aibă un copil și, ca urmare, programul principal sau gândirea principală a fost orientată în perioada anilor 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 și de aceea am insistat pe această rată mică de transmitere de 2,5%,
tocmai datorită faptului că numărul principal al populației aflate în viață a fost și este populație tânără. Ideea a fost de testare, de oferire, începând cu anii 1998, de oferire a testării în momentul în care doi tineri doresc să-și facă, să intre într-un cuplu, n-am spus neapărat într-un cuplu, într-un cuplu, pentru că noi nu avem voie să discutăm decât în cuplu. Doi oameni care se întâlnesc, deci o testare și mai ales testarea vis-a-vis de, și nu neapărat de HIV, deci nu trebuie neapărat să spun că este vorba de o testare HIV, pentru că trebuie să mă gândesc la multe alte lucruri, atunci când doresc să am un copil. Acest lucru a fost extrem de important. Și de ce? Pentru că fiind atât de multe femei tinere, la vârstă fertilă, în viață și tratate, numărul de sarcini a crescut extrem de mare în ultimii ani. Deci numărul de sarcini și numărul de nașteri din femei care au statutul de seropozitivitate HIV. Și insist foarte mult să spun că în momentul în care spun aceste lucruri, eu nu discut ca despre cineva bolnav. O persoană care are statutul de seropozitivitate HIV este la fel ca mine, este la fel ca dumneavoastră, este la fel ca și Iulian. Este un om cu toate drepturile și în asemenea situație, dreptul major era acela de a asigura supravegherea, consilierea cuplului, oferirea de testare a femeii gravide în primul trimestru de sarcină sau oriunde, în cele 9 luni de sarcină și dacă nu s-a putut în această perioadă, măcar în momentul nașterii. De ce? Pentru ca să pot să ofer măcar rapid profilaxia pe o perioadă de 6 săptămâni copilului. Acest lucru a dus la scăderea dramatică între anii 2000 până în momentul în care stăm de vorbă, la începutul anilor 2000, statistic eram undeva la o rată de transmitere de 45% de la mamă la copil. Acum suntem la 2,5%. De ce? Pentru că avem de-a face exact cu această piramidă, rată 1 la 1, femei bărbați și foarte multe femei tinere. Și pe această rată a femeilor tinere cunoscute au venit și cele cu transmitere heterosexuale pe aceeași grupă de vârstă. Ceea ce s-a întâmplat extrem de interesant și aici are dreptate Iulian și sigur aveți dreptate și dumneavoastră, această schimbare a tipului de comportament din 2010 în 2011, pentru că în 2010 în baza națională de date au fost înregistrate 15 persoane, bine, asta nu înseamnă atenție foarte mare, în momentul în care eu dau o cifră 15 nu înseamnă că aceea este cifra 15, pentru că din punct de vedere al supravegherii sigur există un tip de evaluare, dar altfel spus, în 2010 au intrat ca și consumatori de droguri 15, în anul 2011 143. Deci a fost această schimbare al tipului de comportament al unei anumite categorii populaționale și tot tinere, atenție foarte mare și iar un lucru foarte interesant, majoritatea celor depistați la această categorie sunt bărbați și nu femei, deși și femeile sunt practic infectate, dar ele de cele mai multe ori nasc și află după ce au născut de statutul de seropozitivitate HIV. Și atunci, aceste programe educaționale, maniera noastră de a ne adresa populației tinere și noi, cei în halate albe și cei care reprezintă organizațiile non-guvernamentale, trebuie să fie exact pe înțelesul lor și pe schimbarea tipului de comportament și pe schimbarea tipului de drog folosit. Deci e foarte important să fie cunoscuți cei țintiți de campanie, deci, în mod, și comportamentele exact, în mod, și schimbarea exact, în, acest lucru este extrem de important în ultimii ani și se discută în general despre programe care să meargă țintit pe populație larii și dacă vă uitați în toate documentele internaționale, așa se spune care este riscul cunoscut pentru o anumită zonă geografică, pentru o anumită țară. Pentru România, acest lucru se întâmplă. Deci, pe de o parte, populația aproximativ 6.500-7.000 în viață, din supraviețuitorile de lungă durată, da, care se află în tratament, în marea lor majoritate sunt nedetectabili și aici e un lucru important pe care o să-l punctez la un moment dat. Și pe de altă parte, ce categoria nou intrată în baza națională de date, tot persoane tinere, de data aceasta însă consumatori de droguri. Ceea ce înseamnă că aici trebuie să mergem apropo de educație și apropo de program și cum mă adresez și cum procedez. Dincolo de aspectele medicale și de aceste schimbări de comportament foarte interesante și grupurile care ar trebui țintite, aș vrea să mai vorbim despre ceva, domnule Petre, despre discriminare. S-a vorbit mult în România și în continuare statistici ale CNCD, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, ne arată că persoanele seropozitive sunt categoria cea mai discriminată sau pasibilă de discriminare. Corect. În România, în momentul acesta, 2015. Raportul CNCD de anul ăsta ne clasifică în continuare ca și percepția populației pe primul loc în
ceea ce oamenii indică ca fiind o populație la risc de discriminare, lucru care noi îl știm ca organizație, există în continuare o teamă, o lipsa de educație, lipsa de informații corecte, actualizate, face ca populația, oamenii simpli, să aibă atitudini greșite, pentru că informațiile lor astea sunt. De asta e foarte mare nevoie să se schimbe nivelul de informare în populație, astfel încât să scadă reacțiile stigmatizante și discriminatorii voluntare sau involuntare pe care populația le are, iar în momentul ăla am avea un succes cumva și pe parte terapeutică, pentru că pacienții sunt afectați de atitudinea populației, își ascund în primul rând o mare parte dintre ei, conform unui alt studiu făcut de profesorul Florin Lazar de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, își ascund cu înverșunare diagnosticul, nu acceptă, se tem să se asocieze cu orice poate să le divulge confidențialitatea diagnosticului, și lucrul ăsta e chiar dureros pentru ei. Dincolo de dureros, presupun că are niște consecințe foarte serioase în viața de zi cu zi, în viața socială, în viața profesională. Se izolează dacă e în viața profesională acolo, pe lângă faptul că nu sunt obligați neapărat să-și pună diagnosticul pe frunte, dar au o mască pe care trebuie să o poarte întotdeauna cu ei și nu își pot prezenta problemele, viața lor așa cum este, se tem de reacțiile și de injuriile celorlalți, se tem de atitudinea colegilor, patronatul recurge de multe ori la desfacerea contractului de muncă. Nu neapărat pe motivul ăsta, dar în moment sunt foarte multe situații. Ciudate coincidențele, ca să nu ne înțelegem de fapt care a fost problema. De asta noi anul ăsta de Ziua Mondială SIDA, apelul organizației noastre a fost către toleranță, către respect, înțelegere și acceptare, în așa fel încât să putem să creăm pentru această populație de pacienți o viață cât mai aproape de normalitate. Ei au o boală cronică de lungă durată, studiile arată că se poate trăi cu HIV o viață întreagă chiar. Măsura în care tratamentul există, se pot întemeia familii, se pot naște copii sănătoși, toate lucrurile astea trebuie să facă parte din viața lor și de asta e nevoie ca mentalitatea noastră a tuturor să se schimbe puțin, să scăpăm de puterea acestui cuvânt SIDA, care ne roade și are o energie puternică, să mergem către o infecție cu HIV, o boală cronică pe care trebuie să o trateze oamenii care o contactează și, cel mai important lucru, trebuie să o prevenim cât mai mult. Dacă ar fi să vorbim de tipuri de discriminare, la fel comparativ cum am vorbit la nivel medical, de ceea ce se întâmpla acum 5-10 ani, de ceea ce se întâmplă în Europa și de care e situația acum în România, ce tipuri de discriminare sau care sunt cele mai întâlnite bariere din viața obișnuită, viața socială, profesională? Oamenii se lovesc de reacții ciudate, mai ales. Ține și de specificul vârstei. Sunt la vârsta în care trebuie să se integreze profesional. Pe lângă faptul că se tem să se ducă la un loc de muncă de teama unor analize sau care se pot face sau nu la locul de muncă, acolo avem în ultimii ani cele mai multe relatări. A aflat patronul, a aflat un coleg, a aflat nu știu cine de la resurse umane și parcă lucrurile în jurul omului respectiv s-au schimbat. Dar nu au dispărut cu totul nici situații pe care le credeam dispărute. Am avut situații foarte ciudate în sistemul de educație.
le-am rezolvat pentru că autoritățile au învățat lecția și le rezolvă rapid. Dar ce nu, înseamnă situații foarte nu ciudate? Mai... Școală de înaltă clasă într-un oraș din vestul țării, unde au descoperit, știa doamna directoare, au descoperit că este un copil HIV și s-au panicat cu toții când copilul a căzut, s-a lovit la nas și a curs sânge din nas. Și au considerat că e prea periculos pentru școala respectivă să-i curgă un sânge unui copil din nas și au făcut toate eforturile posibile să-l scoată pe copil din școala respectivă. Inclusiv lucruri pe care nu le mai auzisem, îi construiseră la un moment dat și o toaletă specială, vreau să-i asigure educație la domiciliu 4 ore pe zi, lucru care se obține foarte, foarte greu în țara asta pentru un copil care chiar are nevoie să meargă la, să stea la domiciliu nedeplasabil, cu fobii și cu alte probleme. Ei rezolvaseră imediat numai să fie liniștit corpul didactic. Nu erau familiile, nu erau copii, erau profesorii cei care se speriaseră foarte tare. E foarte veche povestea? De câteva, aproape un an de zile. Și cum s-a rezolvat sau cum s-a încheiat? Ministerul a reacționat, doamnele inspector au reacționat, doamna directoare a fost pusă la punct, copilul e bine, e în școală, nu a știut cumva de toată povestea asta, nici colegii, s-a lucrat bine, dar atitudinea corpului profesional și chiar al sindicatului profesorilor. Deci sindicatul profesorilor au amenințat că dau în judecată familia ca să-și ia copilul din clasa respectivă. Deci o chestiune de mentalitate în niște cercuri educate. Relativ educate, pentru dacă că dacă vorbim nu de profesori, numi... educate, da. Nu știu, la cel puțin. Da. Așa e mai degrabă chestiune. Bine, da, mă rog, teamă, dar care... are totuși ca bază o ceva legat apropo de informare, de informație, de informare, de informație, de circuitul informațional, de informare, de informare și ce înțeleg eu din mesajele pe care le primesc. Acum, sigur, nu vreau să, doamne, iartă-mă să vă contrazic, dar mă rog, ca un om care lucrez de an și an de zile, mai ales cu acești pacienți, aș putea să spun că totuși, s-ar putea să nu fiu foarte bine înțeles în momentul ăsta vis-a-vis de ceea ce vreau să spun. În România, apropo de nivelul discriminării, totuși situația este oarecum ținută sub control, aș spune eu. Și a evoluat foarte mult. A evoluat în bine foarte mult. De ce? Pentru că noi am plecat de la un alt tip de epidemie. Și atunci cum necum, deci atunci cum necum, marea majoritate a profesorilor, de aceea mă mir, am tăcut așa, mă mir, au auzit și au învățat de-a lungul anilor apropo de acest fenomen, da? Și dacă bine ne aducem aminte, undeva în 2004, n-am să spun nici orașul, nici unde, pentru că nu este normal că este un alt tip de discriminare, undeva într-un oraș din România, fiecare al doilea sau al treilea copil din clasa 8-a putea fi regăsit, dacă s-ar fi făcut, bineînțeles, studiu la momentul respectiv, ar fi putut să fie teoretic găsit ca și seroposibil. Este o exagerare. De ce? Pentru că, încă o dată, noi am fost confruntați cu un alt tip de epidemie și atunci informațiile care au circulat și circulă în continuare în România, circulă exact pe această, dacă vreți, exact pe această grupă de vârstă. Acești oameni există, ei sunt, încă o dată, ei sunt ca mine, sunt ca dumneavoastră. Au ajuns în momentul de față, în momentul în care au depășit momentul de școală, dar vor avea propriilor lor copii. O femeie, pentru a intra, să spunem, liniștită într-o maternitate, trebuie să fie foarte, foarte liniștită că ea va fi foarte bine îngrijită în maternitatea respectivă, că intervenția cezariană va decurge. De ce insist foarte mult? Pentru că vreau să ajung și la un alt punct foarte, foarte important care se leagă de ceea ce a pomenit Iulian anterior, și anume, intră într-o maternitate, dorește să fie bine îngrijită, intervenția cezariană să fie făcută cât se poate de corect, de colegii noștri care de asta se ocupă. Doi, copilul să fie preluat de echipa de neonatologi care să știe exact ce să facă cu copilul respectiv, care este protocolul, pentru că și noi în România în momentul de față lucrăm cu un adevărat protocol. Dacă nu facem toate aceste lucruri, ajungem într-un moment destul de delicat, și anume, momentul care va avea impact peste ani, care se cheamă aderența, da, la îngrijiri, pe de o parte, și aderența la tratamentul specific antiretroviral. Dacă, într-adevăr, apar asemenea fenomene, să spunem, de discriminare pe de o parte, pe de altă parte, ceea ce simt eu ca persoană infectată HIV, ceea ce mi se întâmplă mie în sufletul meu de ani de zile,
Și dacă toate aceste lucruri își dau la un moment dat mâna, s-ar prea putea ca tânărul sau tânăra respectivă, sau nu neapărat tânărul, să renunțe la tratament sau, cum este și mai rău, să ia tratamentul din când în când. Și atunci se apară fenomene legate de o proastă aderență la tratamentul antiretroviral. Și în momentul de față, nu numai în România, ci în toată lumea, se vorbește de aderență sau compleanță la tratament și la îngrijiri pe de-o parte. Și pe de altă parte, se referă la maniera în care actul medical aderă la persoana respectivă care are un anume tip de comportament. În situația în care o persoană infectată HIV întrerupe din vari motive tratamentul, bun, l-a întrerupt. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că jumătate din efortul care a fost depus de mine, să spun eu, ca persoană seropozitivă și omul în halat alb care a stat lângă tine ani și ani de zile, s-ar putea să se termine într-o fracțiune de secundă. De ce? Pentru că virusul este extrem de deștept. Și apare fenomenul de rezistență. Teama la nivel mondial în momentul de față este următoarea, și anume că se poate transmite sau se pot transmite tulpini rezistente sau, cu alte cuvinte, ca să ne înțeleagă toți cei care ne aud în momentul de față, se prea poate ca persoana cu care eu sunt într-un cuplu și pe care nu o protejez, ăsta este un alt lucru care cred că ar trebui un pic discutat, s-ar prea putea ca la un moment dat să devină seropozitivă, dar de la bun început, cu un virus rezistent la ceea ce înseamnă tratamentul antiretroviral. Deci și n-am să fac... mai puține șanse. Este un lucru extrem de important și am în fața mea o altă hârtiuță, că se bine totdeauna să ai totdeauna niște informații în ceva scris, și anume, în care spune un lucru foarte interesant. Depinde cum vreți să-l citiți, și anume. În anul 2014, în lume, au fost 5600 de persoane noi infectate pe zi. Pe zi, da? 60% din Africa subsahariană, 600 sunt copii, dar, atenție foarte mare, aproximativ 5000 sunt persoane cu vârsta peste 15 ani, da? Deci aceste persoane trebuie să fie, pe de o parte, să beneficieze de tratament și, pe de altă parte, să adere la tratament, și aproximativ 48% sunt femei. Asta ce înseamnă? Asta înseamnă că dacă eu ca femeie nu ader la îngrijiri, nu ader la tratamentul antiretroviral, am șansa sau neșansa, de fapt, șansa în ghilimele, de fapt neșansa de a dezvolta o tulpină rezistentă și indiferent de ce tratament antiretroviral, și nu discut aici în termen de medicamente, aș avea momentul de față, practic, apare ceea ce se numește eșecul imunologic și virologic, deci cu alte cuvinte, din punct de vedere imunitar și din punct de vedere a replicării virusului, persoana respectivă are o problemă majoră pe care eu nu am cum să o gestionez extrem de rapid. Foarte mulți dintre tinerii pe care noi îngrijim în Institutul Matei Bași și nu numai, la nivelul celor 9 centre regionale, au această problemă, și anume aderența, care este legată de un fenomen care se cheamă oboseala terapeutică, a faptului că ei trăiesc de ani de zile, trebuie să adere la un tratament de peste 20 de ani, este foarte, foarte complicat. Trebuie să adere la aceste îngrijiri, trebuie să-și ia tratamentul la anumite ore, în anumite secvențe din cele 24 de ore, pentru că virusul este foarte, foarte deștept și atunci această problemă aderență este extrem de importantă și asigur este legată de fenomenul pe care l-am menționat anterior, Iulian, acela de discriminare. Eu nu spun mare sau mică. Dacă o persoană se simte discriminată, și acesta ar fi mesajul pe care l-aș transmite în momentul de față, dacă o persoană se simte discriminată, și nu neapărat când este vorba de HIV, atenție foarte mare, pentru că, la urma urmei, putem să discutăm de orice fel de altă boală cronică, da? Poate să apară, exagerez acum, o discriminare pentru un pacient sau pentru o persoană cu hepatită B cronică sau cu sigur, hepatită C. Sigur, vorbim de asta tocmai pentru că sunt studii care arată că discriminarea e mai mare la nivelul exact, pentru tocmai această categorie. Dar, exact, ideea este tocmai că această discriminare să scadă. Acesta este, de fapt, unul dintre și deziderate Organizației Mondiale a Sănătății, că se discută ca să scadă tocmai discriminarea, să dispară practic 0 sau 90% discriminare, ceea ce, sigur, e o dorință a mea în prezent și a noastră în perspectivă, iar de aici se fac toate celelalte legături, și anume aderența la îngrijire, aderența la tratamentul antiretroviral, supraviețuirea în condiții normale, o viață absolut normală, egală cu a unei persoane care nu este infectată. Deci, atenție foarte mare, infecția HIV-SIDA a fost, este și va fi o problemă psihologică, socială și economică. Oricâte definiții am dorit noi să dăm, în cele din urmă, aceste trei lucruri își dau mână-mână. Psihologic, pentru că e foarte ușor să vorbești așa ca mine, sau noastră să mă întrebați și noastră eu să vă răspund, sau Iulian să răspundă. Dar o persoană care este în situația respectivă are propriile ei trăiri. Și atunci eu trebuie să vin și să explică
viața poate fi trăită chiar și cu o infecție HIV, că în momentul de față există ceea ce se încheamă sancțiune terapeutică, nu ca vindecare, ci ca și o creștere a speranței de viață, dar și cu creșterea calității vieții, pentru că una e una și alta este alta pe de-o parte. Lucrurile acestea sunt extrem de importante de psihologic, social, pentru că o persoană infectată HIV trece la fel ca mine, la fel ca și dumneavoastră, undeva înconjurat de oameni. Și mie, ca persoană infectată de HIV, nu trebuie să fie frică de oameni. Nu trebuie să fie frică de cei de alături de mine. Dar în același timp, în momentul în care sunt într-un cuplu, cum se cheamă cuplu discordant, și mai mult de jumătate din cuplurile din România sunt cupluri discordante, trebuie să am grijă de cel de alături de mine. Deci, cu alte cuvinte, noțiunea de prevenire. Discordant, o persoană seropozitivă. Exact, și una negativă, sigur că da, și probleme sociale, pentru că la nivel mondial, în general, persoane infectate HIV nu fac neapărat parte din categoria celor, hai să spunem, neapărat costare, cum veniți sau bogați, și sunt oameni care, în anumite situații, care în Africa, de exemplu, care este totdeauna dată ca și exemplu, sunt oameni extrem de săraci, vin din zone cu războaie, zone unde este o foarte mare problemă să pot să-mi duc viața de fiecare zi, și atunci această combinație psihosocio-economică face ca tot ceea ce v-am spus eu de acum în următorii 10, 20, 30 de ani să fie, dacă vreți, și cu un semn de întrebare și cu un semn de exclamare. Doamna doctor a punctat niște chestiuni extrem de importante și aș vrea să vă întreb cât de greu de gestionat sunt toți acești factori și care contează pentru aderența la tratament de o persoană seropozitivă, pentru că știu că ați avut campanii în care ați vorbit foarte uman despre aceste probleme psihologice pe care le-a... Probleme și proiecte. Exact, pe care le-a punctat doamna doctor. Sunt... Din afară se vede altfel, ca să zic așa, dar cunoscându-i de mulți ani îmi dau seama că virusul e o prezență permanentă în viața lor. Ei nu uită niciodată că sunt infectați și ajung să trăiască cu lucrul ăsta, și unii ajung să trăiască prietenos, ca să zic așa. E greu de gestionat această situație, de aceea au nevoie de sprijin din exterior, din partea societății. Societatea trebuie să fie una inclusivă, să întindă niște mâini, să deschidă cumva niște căi pentru acești oameni, tocmai pentru ca, făcându-le viața mai ușoară, mai facilă, dar nu în sensul discriminării pozitive, ei să poată să... Poate pur și simplu normală. Normală, să-și poată gestiona mai bine și mai eficient problema medicală. Dacă ei își tratează și își gestionează problema medicală, automat câștigăm cu toții. Câștigăm și pe partea economică, câștigăm și pe partea socială. Din niște oameni asistați social îi transformăm în niște oameni care produc, niște oameni integrați în muncă, niște oameni care pot, mulți dintre ei, să fie modele pentru mulți dintre noi. Ar putea fi acesta mesajul pentru anul acesta și pentru situația aceasta a României, că e important ca și societatea să înțeleagă cât de mult comportamentul ei afectează tratamentul, integrarea, aderența persoanelor seropozitive, iar acestea la rândul lor cât de dependente într-un fel sunt de această nevoie de o viață egală și normală. Sigur că poate fi, chiar cumva este mesajul nostru zilele astea. Mesajul nostru se adresează, invitația noastră se adresează către fiecare om, fiecare dintre noi face la un dat gesturi și comportamente demne de laudă. Am invitat să-și expună aceste povești, să-și expună aceste comportamente, să le promoveze, să fiecare să devenim modele pentru ceilalți în lucruri mărunte, care contează pentru cei de alături de noi. Și aș mai insista și asupra unui alt aspect, după părerea mea, foarte important, pe care l-am sesizat în ultimul an. Și am discutat nu de puține ori asupra modului în care puține, nu multe, femei gravide, cunoscute sau relativ recent depistate, seropozitive HIV, aderă la îngrijiri în timpul sarcinii. E o problemă foarte delicată. Și aș vrea să atrag atenția asupra unui lucru. Sigur, există dacă vreți, în obiceiurile noastre, ca și popor, ca în momentul în care sunt gravidă, să nu iau medicamente. Vorbesc simplu pe înțelesul tuturor. Nu același lucru este valabil pentru o femeie seropozitivă HIV,
care dorește să aibă un copil. Extrem de important. De multe ori se renunță la tratament și mai ales în prima perioadă de sarcină, când se știe așa prin tradiție populară că în primele 3-4 luni, dacă înghim medicamente, să nu luăm nimic. Deci, îmi pare rău că folosesc acest deci. Sunt medic și, mă rog, glumesc acum. Mă rog. Am uitat de cursurile de la Universitatea București, limbă română, limbă și literatură română, glumesc. Trebuie să fim și cu un pic cu fața mai senină, așa un pic, nu încrâncenați. Dar subiectul este foarte delicat. Revin. Multe dintre femei renunță la tratament. În această primă perioadă de sarcină nu este bine. Cel mai mare câștig a fost undeva în jurul anilor 1995-96-97, când studiile altfel nu avem cum să știm decât din studii internaționale, s-a dovedit că tratamentul profilaxia, așa s-a numit inițial, acum se numește tratament mamei în timpul sarcinii, în general pe toată perioada de sarcină, este elementul cheie vis-a-vis de transmiterea bolii de la mamă la copil. În momentul în care eu mă aflu în tratament ca și persoană de sex feminin, gravidă, și opresc tratamentul, nu fac altceva decât să stimulez replicarea virală. Exact în momentul în care, practic, copilul se formează, de șansa sau neșansa de îmbolnăvire a copilului este extrem de mare. De altfel, se cunosc în momentul de față trei etape. În primele 3 luni de sarcini, ce se întâmplă la începutul sarcinii vis-a-vis de rata de transmitere, care este extrem de mare, situația în care se renunță la tratament, și, de asemenea, în situația în care femeia este depistată relativ tardiv în sarcină, deci exact în momentul în care naște și, din nefericire, pune copilul la sân. Trebuie știut următorul lucru, că la nivel mondial, dar și în România, începând cu anii 1998, trebuie să respectăm câteva protocoale. Vedeți, noi în ultimii ani discutăm în termen de protocoale pe care și noi le avem clar statuat din 1998, și anume 1. Testarea femeii care dorește, nu obligatoriu, cu consiliere, adică trebuie să vină cineva și să explice care este motivul pentru care trebuie să fie făcută o testare, așa, pentru ca să am un rezultat. Nu. Este foarte important pentru viața mea și pentru viața copilului meu și mai ales dacă sunt undeva într-o categorie la risc pe care vine cineva să mi-o explice. Nu sunt eu care știu eu că eu sunt într-un risc anume. Bun. Și nici nu-i firesc. Nici nu-i firesc, exact. 2. Deci, cunoașterea femeii, testarea femeii, în situația în care femeia este depistată, seropozitiv în momentul sarcinii sau dacă este cunoscută, se inițiază tratamentul specific antiretroviral care nu se oprește pe toată perioada sarcinii. În general, în România, recomandarea este de intervenție cezariană și insist asupra acestui lucru pentru că, pe de o parte, marea majoritate a persoanelor pe care noi le gestionăm sunt cunoscute de ani și ani de zile și atunci nu poți să știi exact momentul în care se produce nașterea, să spunem, pe cale vaginală. Nu știu care este impactul vis-a-vis de replicarea virală și atunci, în cadrul protocolului din România, al ghidului în România, este intervenția cezariană. Este adevărat că pentru o persoană de sex feminin care e cunoscută de ani de zile, care este stabilă pe tratament, care are încărcătura nedetectabilă de ani de zile, se poate tenta nașterea vaginală, dar cu niște riscuri, nu alăptarea la sân, atenție foarte mare, și în acest punct de vedere este foarte importantă relația dintre persoana de sex feminin cunoscută ca infectat HIV și medicul infecționist și, în mod categoric, din punctul meu de vedere, medicul de familie, care trebuie să ofere varianta de hrănire anul născutului a copilului respectiv cu un lapte artificial. Deci acestea sunt niște lucruri foarte, și apoi foarte importante. Pentru că femeia să înțeleagă în mod categoric, exact, și să înțeleagă femeia și să înțeleagă și partenerul de viață aceste lucruri care sunt foarte, foarte importante. De ce insist asupra acestui lucru? Pentru că în ultimul an am fost confruntată în secția în care lucrez ani de zile și pe care o conduc de ani și ani de zile, în Institutul Matei Paș, de data aceasta în calitate de clinician, cu femei care și-au întrerupt tratamentul antiretroviral și a fost o adevărată luptă ca să reintervenim în sarcină cu un alt tip de tratament, să putem să aducem, din punct de vedere biologic, totul pe linia de plutire, pentru ca nou-născutul să aibă statutul de expus perinatal HIV seroreverter, adică neinfectat. Mulțumesc, din păcate timpul nostru s-a încheiat. Dezbaterea e foarte interesantă și sper să o continuăm într-o altă emisiune, pentru că am punctat o serie de direcții care ar putea fi dezvoltate, cred, și care ar merita să fie dezvoltate. Vă mulțumesc tare mult pentru participare, doamna dr. Mariana Mărdărescu, domnul Iulian Petre. Urmează Jurnalul Medical, realizat de medicalnet.ro. Sănătatea FM se încheie aici, sunt Ioana Hașu, toate bune!